El a fost pus în fața unui contract pe 7 ani. A spus că nu semnează pe 7 ani, pentru că nu se vede peste 7 ani având, nu știu, 50 sau 60.000 de euro pe lună la FCSB. Sigur că ipotetic vorbind, pentru că cu siguranță va putea pleca mai departe și că nu-l va ține domnul de care acolo. Dar el nu poate să, având în vedere și istoricul lui de la Timișoara, unde era cumva dependent de alții, asta vrea să fie liber, vrea să joace fotbal, nu-l interesează bani, nu-l interesează FCSB-ul sau altă echipă, vrea să joace și va câștiga mai mult. Cam asta a fost teoria lui și mi se pare elegantă și eu l-am înțeles și la Qatar, l-am rugat să vină la Botoșani. Povestea este că acest copil nu fuge după bani, nu vrea după FCSB, așa cum alții, când au plecat de la mine, parcă au prins pe nu știu cine este picior și plecau fără să mă uit în spate. Harut spune, nu, vreau să joc fotbal, nu mă interesează câți bani câștig acum, sunt absolut convins că pot câștiga mai mult în viitor, vreau să joc fotbal, vreau să demonstrez că sunt cel mai bun și vreau să fiu un fundaș central care joace în echipa națională. Al doilea contract a tot de 5 ani, numai că intra în vigoare peste 2 ani. În final, copilul semna 2 contracte care însumau de la momentul ăsta în 7 ani dependent de FCSB și el n-a vrut să semneze. De aici a plecat totul. Copilul nu știa 2 contracte, așa mi-a spus azi la ora 1, nu știa de 7 ani. El m-a sunat pe mine și a spus că nu înțelege și nu vrea să semneze. Eu doar am spus, ok, te rog, dacă este așa, nu vreau să devin dependent 7 ani de un club, să-mi știu salariul peste 7 ani. Vreau să joc viața mea, sunt tânăr, sunt puternic, pot să fac mai mult, vă rog să mă reprimiți la Botoșani. Ce puteam să fac eu? Am felicitat pe copil, pentru că are această putere, pentru că nu este nici ca Moruțan, nici ca, nu știu, chiar ca George Miron, care atunci când a primit de la FCSB o ofertă, a plecat ca un împușcat. Nu știu dacă ați câștig mai mult acolo ca la mine, dacă nu sunt buni și nu voi avea oferte, înseamnă că am avut o lege greșită. Nu semnează cu siguranță la FCSB, vine la Botoșani și în vară o să vedem. Dacă va avea o ofertă bună la FCSB în niște condiții rezonabile, va semna, dacă nu, nu.